Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 20 aprilie, abordarea ta față de creativitate este simplă, cât de frumos este ceea ce faci, este funcțional și practic, este posibil să ai o reputație de conservator, dar ai o parte ascunsă de ochii curioși unde domnește intuiția și abordarea inovatoare. O imaginație vine și o minte ascuțită te umple cu dorința de a descoperi secretele vieții. Cu toate acestea, nu dorești să recunoști existența unor fantome și zâne, dacă nu le vezi tu singurică. Tu crezi în dovezi practice, nu în teorie abstractă. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități curaj, energie, vitejie, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte, elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea, o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru dorința de a concura. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere și lipsa de har, ești născută la o dată de frontieră, care se încadrează în ultima zi a semnului Berbec și prima zi a semnului Taur, te voi analiza în continuare ca aparținând semnului Berbec, deoarece nu cunosc oră exactă a nașterii tale, pe astrograma ta natală poți vedea cu acuratețe în ce semn zodiacal ești născută, precum și ascendentul tău, ești inteligentă ai dezvoltat fantezia și curiozitatea cu privire la toate misterele vieții, dar nu crezi fără dovezi. Ai calități de conducere foarte dezvoltate, dinamică, cu o clipire, te miști în mod constant în sus, spre succesul puterii. Ești rare ori mulțumită de propria ta prosperitate, activitatea ta are ca scop aducerea pe orbita ta, atât a familiei, a echipei de oameni asemănători, cât și a grupului social ale căror interesele reprezinți. Apropo, interesele de grup sunt principala ta prioritate. Cu toate acestea, tu rămâi foarte sensibilă și foarte independentă. Ai o lume interioară bogată, ești fericită să te dedici fanteziei, care, fiind dirijată într-o direcție constructivă, poate juca un rol neprețuit în carieră. Sensibilitatea sporită, desigur, se poate transforma într-o vulnerabilitate și o nervozitate excesivă, dar ea dă personalității tale o putere hipnotică, un fel de carismă. Cu toate acestea, ar trebui să controlezi această particularitate a caracterului tău, deoarece pentru tine există un pericol considerabil de conflict cu cei dragi și cu prietenii. Indiferent de sfera în care acționezi, ești invariabil inspirată de sarcini globale. De regulă, nu eviți problemele sau conflictele, ci din potrivă, le întâmpini. Desigur, nu ai fost creată pentru o viață ușoară și lipsită de griji, iar această circumstanță pare să devină o barieră insurmontabilă în calea fericirii și a Paradoxal, găsești o ieșire în situațiile de neliniște și probleme, la fel cum o pasăre sau un avion caută salvarea de uraganul care se apropie pe cer cu toate acestea, nu toată lumea poate rezista la un anumit tempo, iar tu pot poți să nu mai aer. Ai o intuiție strălucitoare și cel mai adesea prefer să o urmezi și nu ceea ce este scris în planuri. În același timp, ești foarte terestră, ai nevoie de alimente bune, bune relații umane, viață de familie stabilă. Deși aspectele pământești pot juca un rol pozitiv în echilibrul reveriei excesive, Conflictele apar totuși atunci când decalajul dintre vis și realitate devine insurmontabil. Tu nu ar trebui să acumulezi iritări? Este mult mai util să regândești obiectivele și să le faci reale. Abilitatea de a-ți evalua în mod obiectiv capacitățile, de a te controla în mod regulat și de a fi flexibil în abordarea vieții, va contribui cu siguranță la drumul către succes te distingi față de alți nativi din Berbec având astfel de calități, curaj, putere, independență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp, fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 20 aprilie soarta ta? ești în cea mai mare parte autodisciplinată, harnică, deschisă și grijulie. Ești stăpâna talentelor tale, care rară ori le demonstrezi tuturor. În copilărie, ai demonstrat o abordare conștientă și serioasă a vieții de zi cu zi, asumându-ți multe responsabilități care par a fi o povară pentru colegi. De-a lungul anilor, ai devenit asociat și prietenă de încredere, un sprijin pentru familie în ciuda calităților luminate nu cauți acceptarea sau admirație universală. Pentru tine este mai important să fii în centrul evenimentelor și nu în centrul atenției. Tu ai nevoie de posibilitatea de a continua munca începută. Te distingi printr-un interes unic în muncă, motiv pentru care poți însoțiți în viața lor de reputație orca orcaholicilor. La prima vedere tu par timidă, uneori chiar ușor de înșelat. Cu toate acestea, aceasta este doar o consecință unei sociabilități insuficiente. În sufletul tău ești originală și inovatoare, dar activitățile tale profesionale sunt de obicei conservatoare și bine gândite. Destul de des poți prezintă o pasiune pentru studierea greșelilor și experiențelor din trecut, a istoriei. În mai mare măsură tu nu ești interesată de succesele tale, și de succesul angajamentelor și proiectelor tale ești lipsită de vanitate, tu doar faci realizându-ți potențialul, tu nu aștepți laude sau aprobări, preferi să fii pe crasta unui val și nu pe crasta gloriei. Te străduiești să aduci orice activitate începută la rezultate satisfăcătoare. Pentru asta nu îți pare rău pentru energia cheltuită, forță sau timp. Tu poți să te bucuri de viață singură, astfel încât nu ai neapărat nevoie de prezența unor fani sau prieteni. Câteodată rudele arată compasiune pentru tine, considerându-te un pustnic. Cu toate acestea, de fapt te bucuri de plăcerea singurătății și lucrezi perfect în autonomie completă. Tu nu excluzi dificultățile cu care se confrunte societatea, deoarece tu știi să te poziționezi și să reacționezi la opiniile altora. Pentru tine adevărata problemă este că ești prea exigentă cu tine însăți, de deci ce nu ar trebui să-ți asumi atâtă responsabilități? Ești foarte scrupuloasă în îndeplinirea îndatoririlor tale, te încadrezi pe deplin în procesul muncii și trăiești atent fiecare lucru mic, fără a renunța la nimic sau pentru a lăsa să curgă de la sine. Singura ta ieșire din viață este un hobby, dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ai un sentiment de proprietate față de partenerul tău, dar devotamentul tău este puternic și trebuie să treacă testul timpului. Găsind un iubit, îl schimbi rar și faci totul pentru ca partenerul tău să fie fericit și să nu vă plictisiți unul de altul. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagedator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent? dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, Deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, capricorn, taur și balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu. Deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu încerci să joci rolul de lider în echipă, te îndrepți în mod constant și inexorabil spre vârful unei cariere, în plus, te concentrezi de obicei asupra intereselor de gru, dar aceste lucruri nu afectează autosuficiența și subtilitatea organizării mentale. Tu adesea te dedici viselor, care apropo, ar putea să te ajute în domeniul tău profesional. Sensibilitatea ta subtilă, învecinată cu nervozitatea, este fundamentul farmecului și al carismei. Cu toate acestea, această sensibilitate ar fi o idee bună să înveți cum să o controlezi, din cauza posibilelor sale conflicte cu cei dragi și a defectelor nervoase. Ești întotdeauna inspirată de idei fundamentale, globale, Chiar dacă lucrezi pentru un grup foarte îngust, în mod paradoxal, tu nu te străduiești mereu pentru pace și viață liniștită, ci, din potrivă, cauți obstacole și opoziție, ca și cum ai crede că nu ești creată pentru pace, și numai lupta este esența viață. Într-o oarecare măsură, tu te odihnești moral în mijlocul furtunilor și necazurilor, dar chestiunea este fragilă. Echilibrul în orice moment poate fi întrerupt, prin urmare, trebuie să monitorizezi îndeaproape ca această stare de lucruri să nu te epuizeze. Poți fi artist, artizan, muzician și actor practic și si talentat. Sănătate și boli. Din punct de vedere al sănătății, nu ai de ce să te temi. Așa cum am menționat deja te poți confrunta cu puternice stresuri care apar atunci când încerci să echilibrezi calitățile pământești și de foc ale naturii tale. Pe cât de bine rezolvi această problemă, în cele din urmă depinde starea ta de sănătate. Ar trebui să excluzi din dieta ta o serie de produse, sau cel puțin să-ți un control strict al consumului lor. În primul rând, mă refer la zahăr. Dacă ai o preferință pentru dulce, va fi dificil pentru tine să te limitezi, dar pentru a menține stabilă starea de spirit, este necesar. În plus, trebuie să fii atentă la dependența tipică de condimente, mâncare picantă și mâncăruri exotice. Deci, că vei rămâne o creatură săracă, nici de cum. Toate alimentele sănătoase, cartofi și alte legume cultivate sub pământ, sfecla, morcovi, napi, au un efect stabilizator. Băile calde cu săruri minerale sau uleiuri, aromoterapie, masaj și yoga, toate acestea te vor ajuta să te relaxezi. Destinul și norocul, ești o persoană uimitoare, ești înzestrată cu abilitatea de a simți frumusețea acestei lumi. Caracterul tău este independent, încăpățânat și dominator. Tu trebuie să devii mai tolerantă, mai bună, mai deschisă. Va trebui să muncești din greu pentru a atinge anumite înălțimi și poziții în societate, iar prietenii și oamenii apropiați te pot ajuta în acest sens, între un plan logic, clar și intuiție, vei alege mereu intuiția, în același timp, aceștia aprecieze bună mâncare, bogăția și confortul, adică valori practice, pământești, prin urmare. Trebuie să te asiguri că decalajul dintre sfera ta pământească și spirituală nu devin prea mare. Dacă nu primești bine cuvântările pământești de care ai nevoie, te vei lipsi de această lume. Sfaturi pentru tine Dacă te închizi complet în viața pământească și nu mai trăiești cu idei globale, oprește visul, vei fi nefericită. Trebuie să găsești un teren intermediar și să ai grijă de echilibrul dintre zborul fantezii și realitățile pământești. Prin urmare, trebuie să înveți cât mai obiectiv posibil să te evaluezi pe tine însăți și viața ta, să se controlezi și să manifesti flexibilitate în situațiile de alegere. Nu exagera cu cercetarea profunzimilor. Revină cu picioarele pe pământ. Încearcă să fii mult mai îngăduitoare și mai puțin țâfnoasă. Încrederea tacită elimină nevoia de a da explicații. Este necesar să comunice mai des cu oameni asemănători? Nu trebuie să te străduiești să te ții departe de lume. Împărtășește-ți durerile și bucurile cu cei dragi. N-ar trebui să ai prea multe lucruri în cârca ta, să înveți să te relaxezi. Este necesar să fii indulgentă față de tine, să înțelegi că este imposibil să atingi perfecțiunea peste tot și în tot. Ce cadouri ți se potrivesc, ești ca un copil care se bucură de orice dar, pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta, dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară, simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin? util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățeri sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.